Salutare, prieteni, și bine v-am găsit cu un nou episod din seria noastră de povești, storytime-uri, întâmplări și povestiri cu mine. Este al doilea episod din Eurotruck de pe anul ăsta, așa că astăzi o să vă povestesc întâmplările mele de vreo 2-3 ani încoace cu tastaturile de la calculator, pentru că m-au exasperat. Așa că nu, da, nu ăsta a vrut noi. Mă, am zis că nu ăsta. Ăsta-l vreau eu și așa. Și hai să dăm drumul. Dar înainte să plecăm, că trebuie să reduce frâna de mână. Așa. Și plecăm din Lviv, continuăm cursele externe, plecăm din Lviv, așa că nu mai știu să-i pronunț numele orașului în care mă duc, dar o denumire foarte ciudată, dar le veți găsi în titlu, ca de obicei. Așa că asta nu e o problemă. Bun. Problema e că avem vreo 170 și ceva de kilometri doar de mers. Și am întârziat cu filmarea astăzi pentru că la ora asta deja trebuia să deja trebuia să-l postez, să-l urc pe canalul de YouTube și așa mai departe, doar că am ieșit de la muncă și m-am dus direct la Media Galaxy ca să-mi iau o mică tastatură, pentru că de asta este vorba în episodul de astăzi. Tastatură, 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 ziceți cum vreți voi. Ideea e că pe mine în fiecare an mă lasă câte una, ori la începutul anului, ori, bine, că mă bagă prin benzinărie. E tocmai ce trebuia. Da, da, că tot am venit, mai pierdem o lecușă timpul și îi dăm și o alimentare ca să fim siguri că rezervorul tot timpul este full. Băi, eu am un noroc, să zic așa, baftă, pot să zic, cu tastaturile, pentru că la mine e nu, asta așa. La mine e anul și tastatura. Dacă nu e, am început acum 3 ani de zile chestia asta cu schimbatul tastaturilor pe o dată pe an. O să ajung și la ideea ce mi-am cumpărat astăzi. Astăzi este joi 5 a 2023, ca să rămân aici pe sticlă, data în care mi-am cumpărat o nouă tastatură la calculator, care am schimbat-o pe cealaltă, care am și acum în descriere la canalul lui, dar o să-l schimb. Este vorba despre un Marvo Scorpion K636. Și a făcut treaba un an de zile frumoasă, RGB, tastatura RGB, vă puteți schimba culorile, e frumoasă, își face treaba, nu e gălăgioasă, e pe membrană, nu e mecanică, își face treaba, dar la mine, din păcate, nu își face treaba mai mult de un an niciuna. Acum sunt 3 ani de zile, că aici vreau să ajung, acum sunt 3 ani de zile, am început așa. Am venit acasă de la muncă, că acum 3 ani de zile lucrasem și de pe data de 31. Am venit acasă de la muncă, am zis că mă pun la calculator, să mă mai joc un CS, să mai văd ce fac până mă duceam de Revelion, mă avem de mers. Dau drumul la calculator, intru pe Steam, dau drumul la muzică, se aude cu vâjiel, cu căștile, zic că s-au dus căștile. La 2 minute pică mouse-ul. Mai intru pe Google, scriu 2-3 chestii pe Google, 2-3 clicuri, adică să intru pe, să deschid anumite pagini, pică mouse-ul. La vreo 5 minute caut pe Google,
alte chestii, pică tastatura. Mamă, toate trei s-au dus în aceeași zi, asta pe 31, acum 3 ani de zile. Exact până ajunul de anul nou, gata toate la Media Galaxy, pe la vreo 4, repede, fugi, că ai programul până la 5, până la 6, fur repede și cumpărăți un kit, că de bani nu prea mai aveam, până am găsit un kit de Doamne ajută, pe la vreo 100 și ceva de lei, cu mousepad, tastatură și și căști. Așa. N-am cumpărat. Au ținut exact un an de zile mouse-ul și tastatura. După aia iarăși la fel. Acum anul ăsta mi-a făcut cruce în 31 că nu a picat nimic, că a mers totul bine. Mă rog, ce-o mai rămas din tastatura pentru că mouse-ul și căștile le-am schimbat prin pe la începutul noiembrie, ceva de genul începutul decembrie, adică sfârșitul noiembrie, începutul decembrie, ceva de genul câștigate la giveaway, aveți link-ul, adică aveți în descriere al canalului, componentele și tot ce vă, adică căști și mouse. După video ăsta o să pun și căști și tastatura. Nu. Vin și eu marți, prima zi de muncă, de la muncă, vin acasă să filmez. Dau drumul la filmare, tot e bine frumoase. Opresc filmarea, începe să facă figuri tastele WASD, QE, mă rog, tastele pe care le foloseam mai mult, adică le folosesc WASD, le folosesc în Counter, în Car Mechanic, în toate ca să mă mișc și așa mai departe. Bun. Am zis că nu, bun, dacă le scot din calculator USB-ul curăț, că nu, poate zic, prinde praf sau prins vreo scaumă, ceva pe acolo și nu vreau face contact, așa. Scot butonul afară, îl curăț și ăla, merge cât merge, după care se întâmplă ieri, iarăși la fel. În episodul de ieri trebuie să-l pun fără titlu, că efectiv n-am putut să scriu la Car Mechanic nimică, pentru că îmi scria alte chestii. Și să-l editez de pe telefon, să-l pun de pe telefon și, mă rog, să-l editez pe telefon cu titlu și cu descriere și tot. E, astăzi am zis că mă duc la Media Galaxy după ce ies de la muncă, mă duc la Media Galaxy și îmi cumpăr una, o dau bani, dau un ban mai mult, dar știu că e ok banul și sper să mă și țină. Sper să mă și țină, așa că l-am întrebat pe fratele meu Cafeluță, zi-mi și mie, te rog frumos, ce tastatură ai tu, că nu mai țin minte, că pe aia mă duc să o cumpăr. Și îmi zice, Logitech, de la Logitech, un G413 cu fir, își face treaba asta, liniștit că e foarte bună. O zic, ok. Așa să fie atunci un asta, mă uit pe Media Galaxy, oh, wow, m-am dus astăzi la Media Galaxy, după ce mi-a ieșit de la muncă, am luat-o. 335 de lei plus 730 de lei garanția extinsă pe 2 ani, deci am 4 ani de zile. Și cam asta e. Mecanică. O detectează și vechiul program de la Logitech, cât și nou program, adică G-Hub-ul, merge perfect, mai lipsește doar webcam-ul de la Logitech și am full size Logitech tot, căști, mouse, am tastatura, mai lipsește Logitech cu care să vină webcam-ul de ala, nu știu, chiar nu știu când să vină, că e foarte, foarte, foarte scump. Dar în fine. Și da, și volanul tot de la Logitech, deci e tot ce trebuie. Bun, oprim și noi motorul după ce se randează, după ce se postează acest video cu tot ce trebuie. Voi modifica și în descrierea canalului de YouTube, voi pune noua tastatură ca să știți fiecare ce și cum. Și cam asta este povestea mea cu pățaniele, cu pățania cu tastatură, mouse
și căști și așa mai departe. Acum, kitul de mouse cu căști 400-500 de lei, asta a fost așa, deci de marca, sper să mă țină și până data viitoare eu v-am salutat, adică până mâine la un nou episod care mecanic, din care voi începe partea de roleplay și acolo. Până atunci, eu v-am salutat, aveți grijă de voi, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe pe canalul ăsta, să creștem anul ăsta, 1000 de abonați vreau anul ăsta neapărat. Și am... cu ajutorul vostru o să putem să-l facem, să mi întreprins și acest vis. Și nu uitați în ultimul rând de clonțopelul ăla, pentru că ăla e cel mai important. Să fiți notificați de fiecare dată când voi mai posta, când voi face live-ul și așa mai departe. Bun, până data viitoare, v-am pupat, aveți grijă de voi. Bye bye, ciao ciao.